Bolban. Întrebarea asta eu vă spun că are importanță nouă, așa ne se pare, că parcă nu-i nimic. Dar să știți că tânără generație, n-având unde să ocupa, influența negativă tot timpul e mai vrednică și ei mai cuprinde mai ușor pe tineret. Și ei, tineretul mai des adolescenței, e tare ușor deviază de la drumul drept. Și el mai degrabă să-l atragă cineva cu o țigară, deodată poate țigară obișnuită, pe urmă țigară cu diferite, chiar și până la narcotice, și el cu un pahar de vin, cu altceva, și câte este coastă bani, și banii ăștia trebuie să iei de undeva, și dacă n-ai de unde lua, deodată fură de acasă, pe urmă fură de pin mahală. Domnul polițist poate ne spune și vreau să ajung la întrebarea cu unde s-ar putea ocupa copiii noștri, nepoții noștri, de mai mici copii să ocupă al nepoții. Și chestia e că un parc de cultură, anume parc de cultură astea, ar fi foarte și foarte bine venit în satul Costești. Eu nu știu în Costești multe, apar multe de spart, mă uit la terenul acela unde a fost policlinica și vechi spitalul și mă uit și la stadionul nostru din Marna satului. Eu ar zice că dacă acolo și o posibilitate, sigur că asta e pe viitor, de făcut un complex sportiv și acolo nu numai topogane pentru copilașii ăștia, dar aici se poate și făcuți o sală de forță. Și un stadion sătesc, de fotbal, un stadion mare. Și tineretul, având unde se duce, eu vă spun că o bună parte dintre ei sunt băieți buni, dar pe urmă cad repede sub influență negativă. Și aici eu socot că ar fi o idee foarte bună și dacă s-ar găsi ceva, cineva să ne ajute, eu socot că ar fi foarte bine. Și-s numai și cu mâine și cu picioare. Da, mulțumim tare mult, domnul doctor. Referitor la asta, chiar mult am luat mai ieri pe legislat, care s-a alături de mine. Noi avem, cred că mai mult de o lună, adică nu vrem foarte mult, foarte intens, dar pare rău că nu reușim cu dumneavoastră să știți despre asta. Dar e bine să știți că nu o să câștigăm noi lucru. Deci noi lucrăm asupra acestui proiect, acum cu toată echipa. E vorba despre un complex turistic, sportiv, de 12 milioane, înaintat la Gherie, dar este vorba despre foarte multă muncă și noi asta facem acum, muncim foarte mult și mulțumim de susținerea ideii celor 15 cetățeni care au depus aceste propuneri ca să dezvoltăm aceste parte de agrement pentru tineri. Pentru că, de fapt, cel viciat are nevoie de multe, multe eforturi pentru ca să-l scoatem din aceste parte pe care le au unii tineri ale noastre. Poate nici nu rezolvă partea unii, dar să facem ceva, spus și stă în obligația noastră. Și avem dreptate că toate spațiile publice pe care le avem trebuie să le transformăm în ocupații sănătoase pentru cetățenii noștri, fie că este vorba de tânăr, fie că este vorba de copil, sau de bătrân. Și mulțumim Domnului că au mai rămas vreo două spații libere, cum s-au vândut toate și mai avem unde mai face câteva parcuri. Mulțumim foarte mult, eu cred că la ei 15, încă 150.000. Nu mai se locuitorii din, adică cetățenii satului Costești, să te spună și munca acolo, voluntarul la... Sigur, la toate proiectele, da, doamna se vrea, deci trebuie să știți, noi ar transmite mesajul pe toate căile, că orice proiect dezvoltat în zona dumneavoastră de trai, de acolo unde, cu siguranță, vrem să ne simțim cât mai bine confortabil, va fi realizat numai la inițiativa și cu participarea dumneavoastră. Noi suntem pentru ca să dezvoltăm aceste proiecte. Deci, la moment, avem peste 20 de proiecte pornite în sat și ele au diferit nivel de implementare la moment. De aceea, nu poate un primar cu 13 angajați în primărie și cu 20 de consilieri pe care îi convocăm, da?
dată la 3 luni cel puțin, să putem să realizăm toate aceste lucruri. Pentru că îmi pare foarte bine că lumea s-a activizat, vrea foarte mult, este normal să vrem ca să dezvoltăm, pentru că satul este al nostru și trebuie să-l facem frumos. Eu nu am să intervin mai pe urmă deloc. Pun scoci la gură și da. Dar doamna primar a menționat un lucru care mie mi se pare extrem de important. Faptul că ne pare rău, ghilimele, ne pare rău că dumneavoastră sunteți foarte bine informați despre proiectele noastre. Deci, avem președintele clubului care a fost la un seminar la Chișinău. Noi l-am organizat acest seminar în vederea elaborării unui buletin informativ. Deci nu avem pe Mariana Dabunci, care a fost principal moderator și nu numai moderator, dar și expert aici, este specialist în comunicare și a informat cum poate fi făcut. Deci, practic, toate etapele, cum ar putea fi făcut acest buletin de informare. Buletinul de informare, 5 deocamdată, care urmează să apară, apar doar în cadrul acestui proiect, dar asta nu înseamnă că dumneavoastră nu puteți spune toată informația despre proiectele care sunt în sală. Fiecare de dumneavoastră puteți spune. La fel cum fiecare poate spune boxa de idei, așa poate să spună, contactează, eu vreau să scrie un buletin publicat de asta. Doamna primar, eu vreau să publicăm stadiul proiectelor sau șirul proiectelor. În buletin pot fi publicate chiar și aceste întrebări care sunt aici. Ulterior, acest buletin informativ, newsletter, noi am spus, dumneavoastră îl puteți transforma într-un buletin informativ al satului. El și așa este, va fi un buletin informativ al satului. Dar fiecare din dumneavoastră să-l poată primi, fie accesabil cu pagina web a primăriei, fie să-l poată cel care nu poate, oamenii simple, să-l iei de acolo din boxa de idei, să fie difuzat oriunde. Deci, acest lucru, iarăși, este un lucru al dumneavoastră comun. Și vă informați unii pe alții mai bine decât orice radio de Sarafan. Eu vreau să mai dau ceva despre mobilizarea comunitară, chiar și proiectul care a menționat doamna primară, în legătură cu acele 5 zone de parc care noi le-am identificat. Finanțatorul a spus că 50% trebuie să fie, din suma totală a proiectului, trebuie să fie contribuția comunitară, care nu este neapărat în bani, dar este în muncă, în instalarea celuiași topogan sau sădirea celuiași copac. Și dacă noi o să fim selectați, mă rog, este 50-50, dar dacă totuși o să fim selectați, este necesar ca fiecare din membrii comunității să se implice activ ca proiectele să fie cu succes. Și ca noi să realizăm într-adevăr acest vis, nu doar acelor 15 care au spus că vor parte, dar tuturor al nostru. Inclusiv cum a spus și domnul doctor. De aceea, cred că discuțiile noastre poate o să ajungă și la urechile cetățeanului, și o să ne mobilizăm pentru lucruri frumoase. Dacă nu mai sunt comentarii la acest subiect, o să rugăm pe domnul Vasile să revenim iarăși la a doua întrebare, cel cu semafoare la postești. Poate fi pus și vorbim. Da, mulțumesc. Dar la cedință nu-ți place totuși locale care se face către casa domnului Oden sau Ministerul Transporturilor și Inspectorul General de Poliție. Mai întâi, trebuie să faci o analiză. Vine inspectorul inginerii principali și verifică. Stau zile șir aici, cronometrează timpul și se uită în exerciții care se cer aceste instalare de semafoare. Și ei vin cu un argument și comunică. E posibil, e de recomandat de pus sau nu de recomandat de pus. Dar dacă totul se insistă, nu e o problemă să faci cerința, administrația publică locală decât să cheltuiele și se instalează. În părerea mea, știind traficul rutier care este un trafic rutier mare, dar nu într-atât de instalare semafoare. Mai bine aș merge pe aspectul pe instalarea de bariere. Relativare. Da. De totuși sunt un sat, pentru comun. De instalarea camerelor video, supraveghere, care vorbim de ani și totuși încă nu reușim să realizăm acest proiect. Asta e părerea mea, dar
vorba aia. Nu, nu mi-am propune, pentru că, mă rog, este vorba despre securitatea cetățenilor. Și iarăși, la fel, acest moment este foarte activ, pentru că am avut cazul de accidentare a copiilor, pentru că viteza este foarte mare a șoferilor, da, în drumurile centrale, și aici avem și instituții, avem copii mulți, și inițiativa este prin partea părinților, prin partea cetățenilor, referitor la securitate și sănătatea cetățenilor, pentru că nu oprim viteza, oricum, șoferii sunt diferiți. Atunci, de aceea, la acest moment, da, noi am făcut la fel noi, da? La fel am promis noi, că am și un promis al lucrurilor. Dar e greu în lucrurilor, da. Este ambasada Galanii, mai timp că l-am depus. Nu știu de ce nu se prea susține ideea, că este foarte costitare de supraveghere video, dar noi insistăm. Noi am adunat atâtea argumente de așa, atâtea cifre, pe care le-am luat și de la voi, de la ordinea publică, și de la cetățeni, pentru că a trebuit să ne arătăm. Iar și insistăm cu acest proiect, pentru că nu avem bani bugetari suficienți pentru ca să cumpărăm aceste camere video, dar dacă pornim, atunci noi, cu siguranță, în următorul timp, vom realiza. Oamenii au propus despre semafoare, referitor tot la securitate. Ori semafor, ori de nivelări, ori camere, ori faceți ceva, oameni buni, până am făcut nimic. N-ați făcut nimic la securitatea noastră. Și atunci, vin cu diferite propuneri, dar sarcina noastră este să analizăm, să vedem și să înaintăm. De aceea, atunci când vom solicita aportul dumneavoastră la desfășurarea acestor proiecte, cred că veți ști și cred că veți fi ajutorii. Da, o să-ți da, domnul. Eu mă gândesc că svetofarele, așa e mult spus. S-ar putea de făcut ori svetofor, ori un fel de atenționare la școală, la grădiniță și aici la strada centrală. Și nu câte ziua, la oara 1, 2, 3, să ridică, cum a zis domnul polițist, cineva să monitorizeze intensitatea circulației pietonală și de astea și timpul anului școlar și să șadă svetoforul și ala să încurce la mișcare. Dar cât e anul școlar acolo, să fie la grădiniță, să fie la școala numai 2, să fie și nu pe toată ziua și astea. Că casa de data costă bani. Cât un semafor de aici așa de conectat la atâta asta, el costă bani. Cineva poate să facă analize și să vadă. Cred că vom merge pe ideea de nivelări, sau cum mai cheamă ele. De nivelări. Și asupra vegherii video, nu pe semafoare, cred că nu, pentru că știu precis că nu avem fluxul necesar de transport pentru un semafor. Da, de condiția dar eu propun o idee, spus până avea poate cele de nivelări sau semafor, este o idee care putem să o comentăm de la orașul Ialobei. Dacă ați observat la liceul Andrei Barti, dimineața, este, într-adevăr, au fost de asemenea foarte multe accidente, până s-au sesizat chiar însă și instituția de învățământ și au delegat dimineața doi voluntari care, timp de jumătate de oră, atunci când este ora de vârf, fluxul cel mai mare, învestă frumos semnul stop, oferă trecerea pietonilor, mai apoi direcționează mașinile și tot, este vorba de voluntari, fără implicarea poliției și așa mai departe. Și cât s-ar putea să implementa și la instituțiile de învățământ gimnaziale, liceale, dar și la grădiniță, de ce nu, până să ajunge la... Și s-ar putea, adică instituțiile ca să plătesc așa ca o rutiță, ca un educator sau un profesor sau o persoană cel puțin adultă să gestioneze acest... Avea idee la acest subiect? Sau trecem la următorul? Ok, trecem la următorul. Două persoane au ridicat ideea faptul că asistența socială ignoră anumiți beneficiari. De asemenea, în comentarii s-a spus, chiar s-au plâns cineva de activitate că nu se indică în, chiar în locul acolo de așteaptă, nu este ridicat lista de beneficiari de ajutoare, nu sunt publicate legi, și mai eram cu ceva, și că sunt neprietenoși cu persoanele inertate. Nu știm dacă este neapărat acest adevăr, dar o să vă rugăm asistența socială să veniți cu o reacție asupra dacă este într-adevăr aceste liste sau nu sunt, au fost cazuri sau pur și simplu cineva, unul din beneficiari, a fost poate un conflict, nu știu. Puteți să veniți cu o reacție în acest caz. Da, poate da, pentru că și noi avem.
Eu citeam în toate astea de boxa de idei, bine ar fi ca să-și spună numele sau telefonul. Că adică la noi persoanele din Costești n-a să fie pentru nimeni noutate dacă spui o bârfă în adresa cuiva. Mă refer la asistența socială, am citit aici egal de contabilitate, pe un contabil tot nu poate fiecare să-l judece, să-l pânărească, să-l până nu de cineva vreun act. Am citit aici parte de poliție, tot că adică e foarte coruptă. Care-i treaba? Dacă nu ai nicio încălcare și nu ai nimic, nu da mică. Înseamnă că de ce ai dat tu? Și ai scris că iată că poliția e coruptă. Și unde e luată? Adică sunt niște chestii care eu aș putea o idee când buxa de idei, bine ar fi cel puțin, dacă e în adresa cuiva, sub o formă care îi jignim pe cineva, ar fi bine să scrie cu te număr și de telefon a persoane și care anunță cu tine. Așa s-a primit în toată noi, nu prinde unul pe altul, rectificări. Până la ce mi-e nimic nu-mi vreau. Dacă scris nu știm și nu știm. Da, dacă scris, să spune persoane chiar și în față, da, într-adevăr, iată, așa este. Eu am fost, așa s-a primit, dacă e vor, dacă se primim cu reacții. Deci, ieri de la... Și statul îi ajută. Dar nu este așa. Ei,
Василий Мацаяна, на резервис на ноші. Так, коло засіда медикала Трепшкіє, і шинок Трепшкіє, да скріє. Бєдно прокурали медикаменту. І ось там я больше помню, где я говорю, а здесь сейчас посмотрели, там я ну ладно, что таблеты нет. Ну и да, инсулина компенсаты. Там инсулина класса, пару судей заходит. Да, домотали то две фарбаны. А жена еще три фактуляки, я больше шифрители дала, а света сначала я уворок. Вы скажете, бальцом хрена, жен треной, мой да, да, ну и нормалки. Ну и дорогие, сидим в бойке, диски, шарфы, шарфы, на бой. Одна с ними рясла, мини с тюрьма, с тупым табулатура, дука, идет спать, сейчас идеи. Меня с пасопада рев, да, прибывает пасопаду, будет вообще. Ну и древ так-то. А что ты... Сколько кстати, как у них была меньше, да, в Да, да, и еще по далитарник, и сюда. Олег, мы доктор в идеи, я же вас по фонду района, susținere socială a populației, fondul republican are regulament. Dar eu idei ca să facem noi. Dar regulament. Pentru că în baza regulamentului fondului, chiar se va pune la noi un regulament al nostru aprobat de Consiliu ca să știe populația căror categorii putem să le dăm. Și atunci o să aveți voi un argument de dânsă și nu o să fiți rele voi sau doctorii sau noi sau toți, că nu vrei să-mi dai pentru că acolo va fi faci clar, noi trebuie să muncim asupra acestui regulament, va fi clar cine poate beneficia de ajutare de materiale de la locul de spunerea. Mulți mine îmi zic că de câte ori îți duc 2-3 primesc pe an, dar unul nu primi de lor. Dar poate când primesc ajutoarele astea, de dat lista, de făcut-o dat seama la comisia de locală, la păzire, cu ei, da, se repetă omul și ala ori nu se repetă. Și nu aveți o listă? Dar conform legii nu pot beneficia. Dar noi facem ședință. Ședință facem și ședință la comunitate. Păi de atâta oameni sunt și eu, sentinistele voastre sunt mai mulți. În sat în România, primarul, a făcut un lucru foarte, foarte important în opinia mea. O luați cu spus, lista persoanelor care beneficiază de ajutor material, prestează, pentru a beneficia de ajutor material, prestează anumite servicii lucruri folosite. Nu, dar sunt cazuri de ajutor social. Oamenii cu dabilități. Nu toți, clar cum vor reclamere. Dar nu, sigur, nu toți. Asta o facem să știi ce ajutor social. Dar fi familie în tine, da, nu e exact. Acum nu e ca chiar în reclamere lista. E vorba de ajutor social. Cam o lege privind ajutor social, prevede ca familii care n-au venituri să poată beneficia de acest ajutor social. Voi ajutați sau la domnul, primesc 2, 2, 3, de școală, că e deci că primesc mai mult decât salariul nostru. Dar statul, dacă îi oferă cu adevărat, trebuie să dai la. Pentru că e adevărat, noi lumea s-o deprim sau devine dependenți de stat, pentru că deși nu mă ajută nimeni. Pentru că o să pune și o problemă a moștenirii, că dacă ai un moștenitor care așteaptă cât mai repede să mori, trebuie să-l impunem ca să te îngrijească. Trebuie să-l forțăm, să vedem cum. Asta și problema, fiindcă, înțelegi, omului când ieși sau șer și îi spui lucrurile pe nume, el chiar îi dă rău. Nu, dar noi am zis cu mătrii pe toți acuși, am făcut. Asta e. Înțelegi? Eu, da, bun. Va fi în continuare asistența socială rea, eu vă rog să fiți catalogate nu bune, dar corecte. Deci, atunci, de fapt, problema, dacă trăiesc cum sume, este ignoranța. La mine personal, când intră cetățean, tot vin în cabinet cu cerutul. Că eu vreau și ea, sau că vreau să-mi dai cineva să-mi rezolv problema gardului, sau vreau cineva, oricum vine cu ceară. Dar eu, de la mine, mai și cu unul supărat. Iesă într-atât în care parcă ai făcut cât bilele din lume. Dar nu e rezolvat problema. Deci, eu vă rog să ne puneți tot efortul pentru ca explicându-i omului că el nu poate beneficia în conformitate cu legislația, să nu-l supărați. Iar că altfel credeți că nu refuzul îl doare, dar îl doare atitudinea față de dânsul atunci când el vine să ceară. El nu vine de fără de cură. Eu știu că sunt oameni care nu au venit niciodată la asistență socială și-s bătrâni și nu au venit niciodată de cură. Dar, doamne, 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 do
Nu vorbesc cu doamne. Nu mă interesează. Chiar vreau să vă spun, referitor la ce doamna a spus, chiar întreba o vorba. Pentru că problema eu verific cu asta. Și eu știu situația care, asistența socială, învățabilitate și așa mai departe. Și deodată se vede de departe și ia voință. Aici cineva, dar știm situația. Dar sunt și la noi foarte multe plângeri când mai există și părerea voastră personală. Deci, noi când vorbim cu cetățenii, trebuie să vorbim conform legislației. Deci, nu-l catalogați ca și om care are venituri. Du-te de aici, netalea și e, netalea și e. Deci, de atâta, totuși, lecții trebuie să luăm toți din asta. Pentru că noi suntem aici toți care vrem un serviciu public, nu la asistență socială se referă, la toți se referă, și la mine, și la toți funcționarii la care intră cetățeanul. Deci, el intră să ceară, iese când pot ajuta sau când nu-l pot ajuta, de trebuie să fie mulțumit. El e mulțumit că eu i-am spus, conform legislației, nu poți beneficia. Deci eu cu mare drag pot să fac din următoare. Dar legea, uite, spune așa. Mulțumesc și gata. Știu că niciodată nu o să fiți lăudate, lumea așa este la noi. Dar este, se cere un efort în plus pentru ca să putem să explicăm conform legislației, dar legea trebuie să o deținem, expresie. De-a credeți că ești în tuturor lucruri, să nu știu dacă dumneavoastră mi-ați explicat că ești chiar un deținut. Nu, iar atunci mă ia la fie, mă ia la minister și vă ia la fie. Nu, eu nu vreți problemă. Tot una, doamna, fără să vedea să vine la mine, de pe mine. Dar eu mai mult să văd că, adică, de mine, o procedură unde eu de o jignire, cine ar să-ți fie ca să... Da, dacă nu e idee bună, nu știu așa. Dar dacă vorba de o jignire... Nu, pregulat. Poate să fie un idee bună, poate să fie un idee bună. Poate să fie un idee bună. Da, Elena Mireac, Consilia. Eu referitor la, totuși la vechea mea problemă, că am avut recent o întâlnire cu Ministerul Asistenței Sociale, deci la familie, pe părinții familiei, și acolo totuși am ridicat o întrebare. De ce adică listele care beneficiază, de ajutoare materiale, ar fi confidențiale? De ce adică? Fiindcă ca rezultat, din practica care o avem noi în localitate, chiar recent am descoperit, că unii și acești beneficiari beneficiază de mai multe ajutoare. Nu mai sunt chiar doamna, nu ceva. Acum vorbim noi, să se aduce în urmă, asta e altă parte a problemei. Și încă ceva. Când merge vorba despre întrebările care au fost alocate, eu nu știu data trecută eu am fost prezentă, data asta nu știu ce întrebări au venit. Deci ca să nu fie cineva, că o scris un bătrân, că o scris un tânăr, important este care este postul întrebării. Da. Și eu sunt sigură că contentul de întrebări efectuează nu un beneficiar, nu doi, vor trei, dar cred că o mare parte de beneficiari care totuși de care văd au dreptate și trebuie să beneficieze de ajutorile care trebuie să provin. Eu nu știu, am întârziat, îmi cer scuze, dar eu vreau să știu, au fost citite întrebările care au fost legate în masă. Data trecută eu am fost prezent și am văzut și m-am întrebat, au fost din domeniul asistenței sociale. Nu am nimic, înțelegeți-mă, referitor la obiecții la serviciul asistenței sociale, dar vreau, eu ca consilier și ca președinte a Comisiei Sociale, vreau ca fiecare beneficiar care merită, într-adevăr, să beneficieze de acest ajutor. Pentru că avem un caz, nu două, care noi de acum le-am sensibilizat în cadrul ședințelor noastre, că ei au apelat. Ei nu odată s-au adresat cu diferite întrebări, cerințe, cereri și nu le-au fost acceptate. Și de altă parte, unii beneficiari au avut mari de noroc că au câștigat din urma acestor servicii de câteva ori, foarte câteva ani. Și în același moment, mulți beneficiari care nu au nicio tangență cu serviciul respectiv, au avut deci mari de noroc știți aceste ajutoare materiale. Deci nu am nicio obiecție, doar atât vreau. Să fim mai atenți, mai prudenți, în legătură cu existența individuală fiecare beneficiar. Când facem ședințele, doamne, noi trebuie să-i primim. Eu acum, doamna, vorbim pe rând. Hai să vedem cu tema asta, că de vorbit măcar eu n-am.
când la ședințele noastre, deci eu fost atins pe voi. Nu că e discutat în prima tare, o prima tare, pur și simplu poate ai cumva. Dar eu nu te-am atins. Păi vă spun cum este. A fost așa fel, eu lucrez la cabina socială și acolo, credeți-mă, nu vin oamenii care într-adevăr au nevoie, care au lucrat un corpus atâta timp, care au crescut atâția copii, care au rămas acum singuri, care vis-a-vis cu problema sigurității materiale au rămas singuri. Vin doar tot aceiași bătrâni care, de când e cantina, tot îi mănâncă. Bun, propunem la comisie, dar da. Deci vreau în acest context să avem grijă de cei care într-adevăr au nevoie de servicii. Oricare cerere trece prin comisie. Deci ea nu este comisia de nevoie la toate acestea. Chiar și mie mi-aș fi interesant. Deci comisia, văzând că strii cerere, doamna Șeia, de atâtea ori și vrecează și acolo, o leagă și pe timp. De atâta, doamna Brascovia, că după ce eu fost pensionat, care momentul care, motivul pentru care eu m-am revoltat, că lista este confidențială. Nu știe nimic. Și nu știe nimic. 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 Dar să-l ribam pe drum și nu-l pierzi. Să-l ribam pe drum și nu-l pierzi. Să-l ribam pe drum și nu-l pierzi. Nu-i rușine. Nu asta, merge altceva. Nu uitați ce nu-ți discută la ședință. Nu ai să vezi 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 ședință. Noi trebuie să finisăm, dar avem doar deja trei mai departe. Domnul Gennadi, ați spus cum completați ceva? Da, domnul Gennadi, ce spune? Referitor la lista care persoana care pot beneficia și confidențiatea lor. Deci, în mod obligatoriu, eu cred că trebuie să existe un regulament. Indiferent. Și el, dacă există, trebuie de inclus o prevedere, un punct, că beneficiarii de ajutor material sau social își dau acordul la publicarea numelui Păi, nu facem numele. Acesta este un regulament în care chiar și concursul se înțeleagă, nu? E o idee, dar când e propunerea, nu funcționăm undeva regulament și atunci ai devenit lege, da. Dar dacă nu vreau... Bine, nu vreau... Păi cum, tu vii faceri la stat, vrei dător, dar eu zic, ar fi bine să știi tot cât primești de ajutor. Tu ești de acord sau nu? De ce să zic că nu? Asta e o condiție de a primi bani. Nu vrea prezentat, nu primești bani. Asta pentru că este regulament, atâta fondurile publicat, cât și regional, este regulament stipulat care beneficiar, care curăță, care persoane. Și este stipulat mărimea ajutorului, cum poate fi acordat, eu nu știu deși apară pe probleme. Și acolo este stipulat, nu poate beneficia același om de 2 ani, minim o dată în an. Domnul care nu corespunde cu regulamentul care este stipulat. O să dau dreptate la Maria, sau foarte mult de discutat. Eu aș vrea să fiu ultimul în discuția problemei este special ca alt concurs. Doamne, își fac meseria bine, lucrăm împreună, dăm de la casă la casă, la familie social vulnerabilă. Să se dure de ordine, că îi dură de instanță, să muncești. Asta e meserie. Da. Și la alocarea banilor este transparență totală, pentru că este ședință. Asta e o transparență. Nu, ajutorul social nu ești în poliția. Ca o concluzie, ce este acestui punct de vedere, este primul să publicați un regulament. Dacă e necesar, uite. Ajuns dispare orice... Dar cum se zicea o doamna Ilena, aia sunteți președinții, bine, dar... Bine, doamna Ilena. Ori poate să-i felicităm fetelor o notă informativă referitor la asta, ca să fie sau poate chiar să crea cât de bun. Sistematizat. Așa ne-am avut. Da, ok. Două primii de ședință, vă spun, că am atât la tema asta, eu nu sunt chiar de acord, eu ca tare, eu primesc idei și anonimii, și plângerea unii. Deși, noi trebuie să ne învățăm, să răspundem și anonim, și în fața omului. Deși este mai simplu lucru, că la mine trăiește anunț, un drag și nu sunt așa. E ca la tare cu zi. Mărdărie, dușe, las număr, vă rog număr, arătați-mi. Am, când am venit la 5-6 ani în urmă, la primărie, erau la 30 și ceva de gunoi și teritoriul sat. Acum au rămas ca una autorizată.
Dar, păi, dar spune-vă aici, spune-ți, spune-ți că vine emoționat, spune și vine emoționat. Dar și ei face, al muncă. Dar pe obicine a spune-i spune. Așa că nu trebuie să ne spăream. N-are cum, că voi spuneți... Nu, eu am vedere, ascultă, hai să vă rezolvă. Amuși, sunt, sunt, cum spune, nu le plac atât. Și eu, să-mi spui, el scrie acolo chiar ca nu-i mă înțelege așa, așa și el, el nu vine față, nu asta. Trebuie să-i cauți răsplată. Da, da, trebuie să-i răsplată. Și eu nu mă spăr pe asta și nici mai nu trebuie să spărăm. Că n-avem, credeți-mă, numai oameni buni prin jurul meu. Avem și dușmani, avem și ce, dar trebuie să nu putem școsești. Hai, dar civilizat asta e mult. O să trecem repede sau să legăm cele mai importante? Cele mai importante, da? Ok, eu am să dau știri dumneavoastră, dacă considerați că e important, vă rugăm frumos, e foarte important. Da, dar dacă vă expun și vă spunem principal, ce putem să vedeți. În comentarii era scris de ce călările cu noi care sunt la stațiile de așteptare sunt în pline și nu sunt curățate, de ce plătim taxa de salubrizare, dar oricum prezele sunt mutate. Aici e cam lucru, s-a vorbit și primar, dar vreau să spun de vreo 5 ani în urmă, foarte prinsul, prins a lucrat, strângere cu noi, mai ales cu, cu Ion așa care este. Eu nu am fost aleasă cam cu noi, nu fie în care eu sunt din calul meu, dar băi, așa se zic, nu știu, primarul mai, în colo, mai se duc, mi-a dat o casă, s-a vrea pe lumea, altă casă, s-a vrea, m-am vrea pe la des, băi, trei voi, dar strâng pe sală, mai spus o cam dus, e recorect. Am mai avut mult mai bine, doamna Caria. Am făcut zbiestea cu fiecare agență, contracte cu primării instituții, băieți, școli, licee. Ne-am cam gândit noi, aproape ne-am apreciat cam, cam prin strada principală, Ștefan cel Mare, pe unde este loc, sunt instalat coșuri de strângere asta a gunoilor. Dar sunt probleme mari, că vedeți cum e, sunt matalari unde poți face o, să dispărești coșurile acelea, să fii din familie, să fii trezut la 2-300 de metri, gunoi și ala, trebuie să aduc la, la coșurile acestea unde trebuie instalare. Și alea înainte merge la fiecare poartă, la poartă să fie gunoi, dar aici cu coșurile singure cum ai greu, dar măcar noi ne-am apreciat, mă că sunt trei străzile de școală, Ștefan cel Mare, Tatiau Eminescu, făcând pe aici și poate în... aici, ca comunicare, nu știu mai sunt. S-a instalat, dar cum s-a instalat cu patru în dos la centru de... Coșuri mari. Dar cum s-au pus în plus la centrul de sănătate? Sunt copac, coșuri de instalare, data lui, joia, fine și de încarcă, ai să aduc mai mult. Așa ar trebui să fie centrul satului. Dar am zis ori. Da, eu vă vreau să completez foarte scurt ca să înțelegem problema. Este de mai multe zile de discutat. Problema salubrității este problema Republicii Moldova. Pentru că în țară, în genere, la fel, minister, am ridicat problema că în zilele astea a făcut procuratura o sensizare pentru că, într-adevăr, în toate localitățile noastre, sunt dodura de gunoi care este stihinic sau dezorganizat, plasat și așa mai departe. Absolut subsemnez și mulțumesc și chem pe toată lumea ca să putem să discutăm asupra soluționării acestei probleme. Și-a zis domnul Moisei, da, a fost inițial un agent economic care selecta de la fiecare gospodar la poartă gunoiul în baza contractului. El a fost compromis ca și multe alte proiecte și acum, la moment, avem temporar un contract cu întreprinderea municipală din Ialoveni care ia gunoi de la agenții economici și instituții. Cetățenii acum întreabă de ce plătesc taxa de salubrizare. Eu rog perceptorii fiscali care sunt aici să nu zică dacă atunci când vine omul să plătească, pentru că taxa de salubrizare a devenit o lege în șatul Costești, odată cu aprobarea de către Consiliu. Este o taxă obligatorie conform codului fiscal și foarte mulți
spun, dacă vrei să plătești, deci dacă vă rog să-ți scoateți din comunicat, asta e pentru perceptori fiscali, nu are eu și până acum. Referitor la salubrizare, deci dacă ați fost fiscotare, știți cum este selectat în ori, da? El este aparte pus, hârtie, plastic, sticlă și așa mai departe. Și toate acestea se duc spre lucrează. Ei, în Republica Moldova nu ai unde e dus de prelucrează, de atâta le punem toate la obor. Și acum noi ne măcinăm asupra unui regulament, pentru data din sfârșit de iulie la Consiliu, noi vom aproba un regulament de bună gospodărire și curățenie a satului, pentru ca omul să fie clar ce facem cu noi. În care va fi scris ce faci atunci când tu ai nevoie să duci. Ori te duci singur la gunoi, ești unica gunoi care este, ori te-ai contract cu agentul economic. Deci eu subsemnez încă o dată, spun asupra acestei probleme, dar ea este de durată și ea ține de dezvoltarea regională a țării. Dacă vreți, ține de reforma administrativ teritorială. Dacă o să fie reforma făcută pe nord, centru, sud, atunci vom avea acest poligoane de prelucrare a deșeurilor, unde agentul economic care vine și îl ia, deodată îl va duce. Dar, deocamdată, noi avem cel puțin, lucrăm cu agenții economici, cu instituții, ca în drum, lângă noi, să fie un coș de gunoi. Pentru ca să-l înmulțim, omul, într-adevăr, că merge pe drum, n-are unde pune ceva care are mâni și este nevoit și pe dată să arunci pe jos. Deci, noi lucrăm asupra acestui proiect în continuare. Alte propuneri, dacă nu trecem la următoarea întrebare. Personalul primăriei e joasă calificare și atitudine negligentă față de cetățenii. Dragă administrație publică, vă rog frumos, la raport toți. Poliție au fost. Așa, inclusiv. Eu vreau să vă spun la capitolul acesta că în administrația publică niciodată nu o să culegem la așa-i domeniul ăsta, nu? Dar nu-i înțelegeți. Și niciodată nu suntem audați. Chiar dacă îi facem omul în bine, cultura noastră sau lipsa noastră de cultură, câteodată nu ne permite ca să-i spunem unui om sau unui funcționar, mulțumesc. Poți să-i dai un ajutor social de 100 de mii de lei? Când ai să auzi mulțumesc? Aaa, asta nici s-a cuvenit. Eu sunt bașnic. Nici s-o dau. Da, da. De aceea, noi conștient suntem în ce domeniu. Suntem și lucrăm și avem imunitate la treaba asta. Dar totodată, eu am chemat întotdeauna acolo unde am fost, toți îi chem ca cetățeanul să-l considerăm important. Pentru că el este cel pentru care noi suntem. Noi suntem pentru serviciul cetățean. Dar dacă cetățean, am mai avea el nevoie de mine. Sau de alt funcționar. Deci noi facem servicii pentru dânsii. El este clientul, încă o dată spunem. Noi, el este cel pentru care eu lucrez. De aceea, și nu numai asistentul social, toți funcționarii din primărie, toți slujbașii statului, noi trebuie să fim cu o etică la nivel înalt de comportament conduit față de cetățeni. Să nu strecurăm subiectivism în, aici stai idealul nu știu cine. Contează, nu-i categorisim că-i sărat, că-i idealul nu știu cine și așa mai departe. Eu știu că funcționarii, mare majoritate a funcționarii, știu că au foarte mult staj, foarte mult de teme muncă și știu cum se lucrează cu cetățenii, dar câteodată se întâmplă că nu este mulțumit cetățeanul de răspunsul nostru. De aceea vă rog și în continuare să mergem pe corectitudine și să ne cunoaștem legile în domeniul pe care le reprezentăm. Pentru că dacă eu sunt perceptor fiscal, eu îți spun legea pe care eu o știu și eu ți-o spun ce-ți prevede legea, dar dacă ce? Natalia, dacă vrei să plătești impozitele, mai plătește, dar dacă nu... Oare care varianta să o aleg eu cum plătesc? Chiar e lăsit. De aceea spunem că legea prevede așa. Mă tare decizi ce faci. Plătești până la 5%, ești plătit de 5%. Așa ai să plătești omul. Ești plătit de, nu știu, plătit de acolo. Cât? 5%. Și așa mai departe. Deci acestea sunt niște legi pe care noi îi spunem cetățeanului și el decide ce faci. Sau este o taxă,
da. Deci nu îi spunem părerea ta, dacă vrei, dacă nu vrei. Și așa mai departe, toți sunt doamna. Și o replică încă mai scurt. Da, da, da. Eu vreau să zic, doamna Dalea, dumneavoastră poate vin face condiții care mi-a legat față de colaborator. Pentru că eu am avut o experiență foarte negativă, am trecut. Când am pierdut postul de concediu, mi-am prezent la primărie, aducând de funcționarii și lege, explicându-i cum îi conform legislației și eu totuși am fost așa, să zic, fugărită, vine azi, vine mâine, vine poi mâine, eu îi aduc extras din lege și oricum nu vreau să înțeleagă. Îmi spun versiunea dumneavoastră și atât. Vreau să zic că au și cetățenii. Corect, eu nu pot să zic, eu chiar și după mine nu cunosc, eu întreb, dar nu pot să fiu categoric și suportul omul pe drumul, deși e că eu... Da, eu sunt în funcția și eu sunt Dumnezeu da. Și eu să hotărăsc toată ta aici. Da, 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 ei, lași deci toți, mulțumesc, Ana. Eu v-am spus, eu nu pot tolera, am neajuns. Nu pot tolera neprofesionalism. Mulțumesc mult pentru asta. Dacă ești, tu ești specialist în respectivul domeniu, acum tu pe mine mă consulți, nu eu cu tine, eu nu sunt generalist sau cum acolo la, la medicină, da? Ești medic generalist, da? Primarul, mă rog, este obligat să cunoască tot, dar de atâta și este asistat de atâția funcționari, pentru că el e obligat să cunoască legea. Odată ce a intrat într-un conflict și el ajunge într-un litigiu, eu le-am zis deodată, nu mai suport deloc. Ești obligat să cunoști legea în domeniul tău, să mă consulți pe mine, ca eu să nu greșesc. Și atunci am zis că vor fi toată lumea fericită. De aceea, dacă vor mai fi cazuri de astea, cu siguranță eu am să intervin, slavă Domnului, experiența și, eu știu, îmi permite ca... Dar dacă nu știu, este jurist, este zis, Genadi, te rog să mă consult la capitolul ăsta. Noi procedăm corect sau nu? Genadi, consult și el la domeniul lui, dacă mai trebuie, așa mai departe. Când nu știi, întrebi. A nu ști, nu este un păcat, dar a nu vrea să știi. Iată asta, nu. Înțeleg că ea știe. Este ea ce e. Bun, trecem la următoare. Instalarea fizică de biciclete și role. Nu știu la cine putea să răspundă la această întrebare, dar dacă nu domnul șef al poliției, dar este capacitate, drumurile noastre au capacitate ca să fie instalate astfel de chestii. Este viabilă ideea, drept sat, sau doar cel puțin. Nu, eu nu spun bicicliști, aveam dar îi spun uităm că sunt faci față trafic, că așa și așa mijloc transport. Și dacă se respecte de ce face fiere, nu e nicio problemă. Merge bicicleta, nu contează. Merge bicicleta sau mașina. Deci se întâmplă prioritate. Știi ce e? Da, dar la noi trotuarele nu sunt pe bicicliști, că le au întrerupere. Eu am vorbit chiar de carosabile. Biciclistul e participat la trafic. Bun, ce înseamnă pistă? Înseamnă desenul ăsta colorat, eu înseamnă că sunt noastră. Am arătat de vede în Spania cu acolo bandă mare. Deci are undeva un metru roșu și asta e pentru bicicliști special. Deci așa am întrebat, că noi șoseaua permite ca să-i facem loc special. Ce facem bicicliști? Cred că punctul ăsta s-ar trebui la... Cred că punctul ăsta l-am comentat foarte mult la punctul numărul 1, la parc, la topogare, chestii, complexul de sportiv. Acolo să... Da, voi l-ați comentat, l-ați comentat foarte mult. Treci la apropo, o idee. Noi avem pistă planificată în complexul turistic sportiv. Stadionul ăsta din centru are și pistă. Deci vom alerga și pe jos, pe sus, părință să fie. Bun. Un cetățean a spus că vrea să fie reparat drumul de la biserică de Megimeantâria. Nu a specificat strada noastră și ar fi poate cunoscut în Megimeantâria. Era, nu era cum oameni. Da, un cetățean. Nu numai ăsta trebuie reparat. Da, de domnul ăsta, dar ea se construiește din... Aici e problema numai banilor, noi toți vrem să avem infrastructură. Da, da, da. Așa că... Nu cred că aici... Este o persoană care nu vrea să avem infrastructură. De aceea noi vrem toți drumuri și unde sunt altul. Mulțumim celui care a scris ideea. Da. În următoarea, nivelările artificiale, s-a vorbit despre asta, verificarea fizică.
tratul general de protecție a canonii, de tratul funcționării, de tratul fiscal, de protecția consumatorului, însă verificat. Dacă au ei dânși încălcări și comit careva contravenție, chestii, se cunoaște, se documentează, veșnic să vechează cu ochii asupra lor. Asta e situația. Nu o să mai facă documentare de legislații și alte chestii. Deci, nu fie nevoie. Este o firmă care reglementează privatele. Sunt două. Da. I-am invitat și am plenut, dar sunt prezenți. Poate este cineva reprezentat acolo, poate o informație mai tăiată, mai concretă. Deci la noi, în sat, activează două agenții economici. Nu e secret, așa, agenții economici și e... În rest, toți ceilalți nu activează legal. Deci, ceea ce am putea recomandat domnului este să... apelați la cei care vrea să vină. Altceva nu putea să zice. Pentru ceilalți nu au. Nici patent, nici întreprindere. Ia să mă spun. Și în baza la ce îți faci prietenul și nu am aprobat cu o zi. Cu fost 20, am mai 25. Noi am invitat o formă în șastă să vină, dar cineva au confirmat, dar văd că nu sunt prezenți. Da, domnul Vasile, poate să-i facem un regulament de transport în piață, poate trebuie să facem. Pentru piață, poate zici, domnul doctor, niște taxa asta, o multă pe ei, nu știu să... Păi, dar nu-i 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 Dar de ce solicită 20, 30, 50, cât vrea el, asta cred că tot Consiliul trebuie să reglementeze. Spus, calculează, mai filodiesc. Ca și orice taxă. De cât de el. Dar spun eu cu 25 de lei să te ducă prin toate drumurile astea noastre. Dar nu zic că mai este. Că nu mai este. Dar noi nu plășim viața, noi plășim poate puțin 25. Da, poate puțin. Mă și încredo. Bine, să ai vizat subiectul, dacă nu mai sunt propuneri, vorbim despre organizarea zilei curățenii. Un cetățean a scris că ar fi foarte bine ca directorii de instituții educaționale, grădinițe, instituții publice să organizeze o zi a curățenii satul Costel și a spus la final, dragi. Va fi în regulamentul despre care vorbim. Acolo am pus o propoziție, unde îl vom spune pentru tot satul că odată în lună, vinere, de exemplu, vedem Consiliul când decide, este o zi sanitară când toată lumea face curat în spațiu public, nu acasă. Acasă faci în fiecare zi. Da, nu în spațiu public. Nu gospodăria ta, nu. Dar alertă de gospodăria ta. De exemplu, dacă vezi grădiniță, atunci vedem garul, facem curat la gard, alături, gard. Deci în spațiu public, da? Atât să ne gospodăria ta. Mai departe, altă gospodărie și așa mai departe. Că lumea văd că la urmă, că este foarte frumos și ne place, acolo nu-i frumos. Dacă ne place frumos, haideți să-l mulțăm cu toții. Dar fiecare să facă la marginea gospodăriei lui, să vedeți că am văzut satul unde au transformat satul în, de exemplu, așa o dată decizie, cred că ați auzit dumneavoastră, o să le facă multe la lei. Și când înfloriesc, tot satul în spațiu public au la lei. Deci, noi decidem, fiecare ce vrem, dar timpul ce o să punem flori ca să avem acest mediu frumos și curat, așa cum îmi place la tot, nu cred că cuiva este care îmi place. Bine. Da, unde ne va merge un cetățean solicită carte de vizită a satului să fie elaborată într-un plian. Da, la moment vreau să vă spun că noi facem, da, un plian facem pentru sat, dar mai mult decât un plian, data trecută la Consiliu am propus să facem carte de vizită video, de 10 minute, care o să o punem pe site cu traducere în limba engleză ca să cunoască toată lumea despre satul Costești, adică cu elemente din cele mai importante activități și instituții și așa mai departe a satului nostru, a locuitorilor satului nostru, dar este foarte scump și Consiliul a zis deocamdată, nu, 50.000 de lei, de aceea este lucru cu drona, cu filmări și așa mai departe. Vedem, poate venim la momentul ăsta, pentru că el este foarte important, când avem bani, facem și asta. Acum, referitor la plan, da, dar vreau să vă spun că lucrăm asupra cărții satului Costești, doamna Car, lucrează intens asupra ediției a doua cărții satului Costești, pentru că el va fi, și această carte este o carte a
a satului nostru. Sper că astăzi, că Domnul face să o publică. Următoarea întrebare, trei cetățeni au întrebat de ce curățarea râului Bodna s-a stopat. Da. La moment săptămâna asta trebuie să vină comisia să ia în primire procesul verbal semnat de recepția lucrărilor a curățenii Botnii până aici la șosea, la intrare în sat. Și mai departe ne-am asigurat că vor fi, dar în legătură cu criza financiară, se vede dacă se va continua cu curăția. Dar noi trebuie să mulțumim foarte mult întreprinderii cadastru care au depus aceste lucrări până în prezent. Botna noastră, pur și simplu, trebuie noi toți să avem grijă de sădim curat pe marginea ei, pentru că este râu care traversează raionul Eurmen și statul Costești. De aceea, cred că vom face mai multe acțiuni de ecologie pe marginea satului, pe marginea Botnei. Pentru noi ne-am depres Botna să o exploatăm numai, dar nu să o și îngrijim. De aceea mi-au spus lucrătorii că câtă muncă și cât susținere au avut de cetățenii de preajmă. Masoniștii de acolo și oricum punem cu noi, oricum punem și o creje, oricum dau drumul la cărbul de răz, cum știe ea, nu știu, așa mai departe. Trecem la următoarea întrebare, organizarea zilei voluntarilor. Aici am să răspund eu, ca fiind președintea organizației voluntarilor, noi în fiecare an facem această eveniment, data de 5 decembrie, doar îl facem cu grupul nostru de voluntari tineri. Eu cred că ar putea anul acesta să ne unim și cu alte organizații, și cu școlile, și cu clubul persoanelor în etate, să putem să facem o zi internațională a voluntarilor mai amplă în Casa de Cultură. Ne rămâne doar să colaborăm cu Casa de Cultură, cu primărie, ca să facem ceva frumos. Principalul voluntar să avem frumos. Noi suntem deschiși și să începem în legătură cu voluntarii pentru o astfel de linie. Plus, voluntarii vor să facă și iar cu sat 30 iulie, o să facă ziua prieteniei în centrul satului, o să facă anumite activități, asta e surpriză ce o să fie și o să implice și persoanele adulte. Așa că dacă o să vreți, fiți voluntari în echipa noastră, chiar vă rugăm și o să facem și o totalizare la final de an, pentru că voluntarii să vedeți ce e care publicitate, cât mai mult publicitate, chemați pentru voi sunteți cu instituția în organizație, și ea trebuie să devină să se expună. Plus, grupul de cetățenie activ, poate să fiți și foarte activ în organizare. Așa, două persoane, la următoarea întrebare, s-au exprimat că meniul slava grădinițelor. Nu s-a specificat care grădiniță, dar s-a spus acolo câteva comentarii. A întrebat cine face meniul, pe baza la ce, dacă se respectă ordinul Ministerului Sănătății. Dacă aveți managerii instituțiilor, trebuie să luați un comentariu sau o reacție, vă rog frumos, ne spuneți. Chiar mi pare rău când meniul doamnă. Dacă nu-i mai grăni o prozine, e un palet. Depinde pe de zi investificat. Fiecare sus de plasă, pe piește. Pe salamă. Da, pe care nu fie în
Parlament, așa cum a putea să dat discuții din Republica Moldova. Și deci, meniul este un program de activitate de 10-35 ore. Stănim copii de 3 ori pe zi, la ora 9, la 12 și eu la ora 4. În sumă de? În sumă de undeva până la 16 lei și 65 bani per copil. Dintre care 5 lei 35 plătește părintele, restul ce se prag suplimentar plătește primăria, să fie bugetul de stat. Da, din bugetul de stat. Minimul instituției preșcolare este, adică noi activăm în bază unui meniu model, 10 zile, pentru că atunci când primim autorizație, în pachetul de documente autorizații, noi prezentăm un minim model cu care respectăm parcursul întregului an. Chiar și dacă sunt niște modificări acolo, atunci neapărat nu putem chiar strict să ne ținem de minimul respectiv. Dar neapărat, adică e același meniu. De două ori pe zi copiii primesc hrană, la amiază și seara. Totodată, noi nu suntem grădiniță sanatorială, unde copiii ar putea să primească și la dietă. Meniul instituției preșcolare este cuțător. Adică noi am fost la și la mine problema când copiii primeau, adică făceam boș cu fasole sau pastă de fasole la felul 2, carne, sos de carne. Și atunci când domnul Caraoș, medic igienist de la Centrul Sănătate Publică al Lugin, a venit la noi, am pus problema respectivă, am întrebat domnul și mi-au spus așa, mi-au dat așa întrebare, mi-au dat așa răspuns. Adică nici într-un caz nu putem elimina fasolea și mazăle de meniu copilului, pentru că el este proteine. Adică, dar nu putem nici zi nu să dăm. Nici zi nu putem să dăm. Dar după de săptămână se poate de folosit fasolea și mazălea în meniu. Dacă copilul are probleme cu pancreasul, cu ficatul, cu... asta este problema părintelui. Adică, în cazul ăsta, părintele poate să-și aducă copilul, dar poate să vină la noi să întrebe. Dacă astăzi este în meniu chestia respectivă care noi nu-i permite, noi putem să nu-i o dăm la amiază, dar nu putem să oferim altceva în meniul respectiv. De cât poate dacă avem bucățile de pâine cont, că este la noi de la avem la carte, dar noi să ținem bolchii pe care copilul ar ține cu dietă, sau pastile în buzunar, să vrem. Dar dacă facem acces, sau are, eu știu, acolo, și pe asta când noi ne gândim foarte mult, atunci o să răspundem o față de aici. De aceea, asta la discreția părintelui, copilul este bolnav sau nu este bolnav, nu știu. Adică noi suntem autoritatea instituției generală și nu s-a măcut. Dar la capitolul ăsta eu vreau să vă zic, cred că noi vom analiza, vom face o comisie unde vom analiza meniurile, pentru că ei se păstrează doar informație. Și specialiștii își vor spune cuvântul asupra componenței bucatelor și a tipului meniului, da? Recomandat sau oferit copiilor. La capitolul alimentației poate ar trebui să ne sesizăm să facem niște țărâni alte părinții. Pentru că într-adevăr copiii noștri sunt și alentați și acasă, care se dea tot permisul de menerei din magazin și vrei, dă-ți euri, dar pentru mărâia lor și chips și nu știu ce, și atunci din unii dintre înșii la grădiniță de acum pancreasul lui Michel este afectat și plus sigur că dacă mai vei... Ok, vedem cu vasa, dacă știm că vasa nu-i bună pentru copii, nici pentru noi, maturii, nu prea așa. Nu-i bună, e fiule bună. Da, fiule bună și care de grasă. Fiule bună și fiule bună, de care este iată, pe nimeni de vieță. Da. Și nu-i genul care zice, nu e chiar de permanent, dar dacă se pune să fie asigurați cu toate lucrurile, cartofi, sfierbă, ceapă, morcov, roșii, acum iarna mai puțin, dar în vara de acum o să fie ferm permanent. Da, cu morcovi, castraveți, spocăm, banane, miere, plastică, deja în așa. Și de aici, calitatea produselor vine cu certificat, e conformitate, de la firma respectivă cu care s-a încheiat contractul în baza licitației, tot de primăria Costești, organizată de primăria Costești, și atunci nu avem nicio problemă. Toate grădinițele sunt asigurate centralizate la aceleași firme, vine mașina, ne aducem la care discuții. Noi verificăm și până acum n-am avut, iată, eu lucrez, vă spun, de 30 de ani de activitate am în instituție, în aceeași instituție, aproape mai câțiva am lucrat în alta, dar de atunci până acum noi n-am avut probleme, hai să vreau 10 cazuri de intoxicații, dar și acelea s-au adevenit până la urmă, când au fost din instituții, cum au fost la sărbătoare Paștele, sau au mâncat acasă jucătoare, sau cireșul, sau o zi de naștere, iar asta a fost. Dar numai nu din meniu, pentru că la grădiniță se face de 3 ori pe zi mâncare, proaspăt, permanent, nu se păstrează pentru a doua zi nici compot, nici felul 2, nici nimic absolut. Totul este proaspăt. Vă asigur că acasă faci compot și poate îl ține și
pentru al doilea zi mănâncă din coșul respectiv, alții poate mănâncă în cabinet, dar eu mă urc din 570 copii instituționalizați în grădinițele noastre, 370 de familii, de părinți și numai două SSZ,